Bună seara, domnilor, domnilor, sunt Elena Guțu, urmăriți emisiunea Obiectiv Comun. În societățile democratice, mijloacele de informare în masă sunt considerate cea de-a patra putere în stat, deoarece transmit publicului informații obiective, privind aspecte importante din politică, societate și comunități locale. Acestea nu sunt doar un instrument de comunicare și difuzare a informației, dar și un mecanism care dirigează discursul public și supraveghează viața publică prin responsabilizarea funcționarilor. Un spațiu mediatic sănătos previne abuzul de putere și protejează valorile democratice. Astăzi, emisiunea Obiectiv Comun împlinește 6 ani de activitate. La acest aniversar vă propunem o discuție despre presă. Deci, cum contracărăm dezinformarea și cum are loc actualizarea prevederilor Codului Serviciilor Media Audiovizuale din Republica Moldova la standardele europene, care este impactul crizelor suprapuse asupra pieței audiovizualului, despre piața de publicitate, de asemenea cotele de audiență și spațiul informațional comun România-Republica Moldova. Discutăm despre toate în ediția de astăzi. Urmărim câteva declarații, revenim cu dialoguri. Vom merge pe a promova pentru lectura a doua un proiect de lege care ține doar de partea ce ține de codul serviciilor media audiovizuale și câteva alte aspecte importante, dar pe altele care tocmai ar ține de asigurarea sau de acea contrabalanță sau de asigurarea existenței unor linii roșii care nu trebuie să fie trecute atunci când este vorba de asigurarea accesului la informație, dar și la libertatea de exprimare, ne vom lua mai mult timp și avem aici și sprijinul comunității de experți media din Republica Moldova, dar și partenerilor internaționali. Și siguranța noastră este că vom ajunge iarăși să dezbatem un proiect de lege care va putea fi îmbunătățit. În condițiile când aprobă o lege care să reglementeze modalitatea de exprimare publică, de a scrie un reportaj și așa mai departe, dar sunt foarte multe restricții și poți trezi în cocenzură, deci le poți trezi și sunt câteva aspecte. Prima, care este instituția care spune că este o știre falsă sau nu este o știre falsă, este o știre manipulatorie și așa mai departe. Și noi, cu adevărat, aici ne-am dorit mai multă expertiză din partea societății civile. Pe termen lung, eu cred că ăsta este răspunsul, educația. Pe termen scurt, acum avem codul serviciilor media audiovizuale în ceea ce ne privește domeniul audiovizual și avem un Consiliu al Audiovizualului care este instituția de reglementare și ceea ce putem să facem noi și o facem și o vom face în următorii ani este să pedepsim pe cei care încalcă legea. Majoritatea informațiilor false nu vin de la jurnaliști, nu sunt opera unui proces editorial, rezultatul unui proces editorial, sunt mai degrabă lansate ca opinii sau ca analize, cu ghilimelele de rigoare, sunt ce vreți dumneavoastră, nu mai știți, nu. De aceea prefer termenul de dezinformare. În România situația este un pic diferită de ceea ce se întâmplă în Moldova, deoarece noi nu suntem ținta directă a unui atac informatic susținut din partea Rusiei. Evident, există și la noi narrative pe care le găsim în arsenalul rusesc, dar nu există volumul acesta copleșitor de informație venit pe canalele de limbă rusă sau de inspirație rusească.
sunt țări, să spunem, de graniță, care se află în afara, sau să spunem, într-o zonă de suprapunere ale celor două tipuri de influență și care, desigur, au și un context politic foarte specific. Unul dintre ele este Ungaria, unde una dintre ele este Ungaria, unde mesajul, dacă vreți, pro-Putin este vândut sub învelișul unui mesaj pacifist de neimplicare, de non-intervenție în război. Sigur, există și Bulgaria, unde avem sensibilități, dacă vreți, istorice pro-ruse, deși din multe puncte de vedere ele sunt supraevaluate și în cazul Bulgariei. Puțină lume vorbește despre faptul că Bulgaria totuși este o țară de influență politică, să spunem, ruso-germană, nu numai rusă. Există și în România, dacă vreți, canale prin intermediul cărora este distribuită povestea rusească. Din păcate, instituțiile mass media sunt deseori utilizate pentru propagandă și dezinformare. Cum protejăm spațiul informațional? Ce consecințe am putea avea din cauza non-intervenției? Discutăm în această seară. Invitații emisiunii sunt doamna Liliana Vițu, președinta Consiliului Audiovizualului, și domnul Cătălin Gomboș, redactor șef Veridica. Bună seara, stimați invitați! Bine ați venit! Bună seara, bună seara, bine v-am găsit, felicitări pentru cei 6 ani de emisie. Mulțumim. Și tot mulți înainte. Mulțumim să fii într-adevăr. Așadar, vorbind practic despre realitatea pe care o trăim, avem mai multe crize. Criza energetică, după cum am menționat, economică, cea de securitate. În asemenea context, este firesc și când vorbim de audiovizual, sunt anumite efecte. Evident, crizele au venit cu impact și asupra acestuia. Doamna Vițu, care sunt poate acele efecte imediate pe care le-am observat asupra audiovizualului autohton per general, dar și asupra furnizorilor de servicii în special? Bun, în primul rând, ce am auzit noi de la cei din piață este că le-au afectat veniturile începutul războiului și au văzut veniturile reduse, deși mai multe posturi au spus că au observat o creștere în audiență, poate chiar o dublare în audiență, pentru că au dedicat mult timp, un timp considerabil din grila lor de emisie pentru acoperirea evenimentelor și a războiului din Ucraina. Dar unele companii au avut un comportament destul de ciudat, interesant, în condițiile în care s-au retras de pe piața din Federația Rusă în semn de protest față de război. Aici au ales să nu meargă la și chiar să își retragă sau cel puțin să își reducă considerabil volumul de publicitate la posturile care arătau sau pentru că acele posturi arătau masiv despre război, au preferat să nu dea publicitate în timpul destinat războiului și s-au ales cu timpul de publicitate un inventar mult mai redus și au migrat către alte posturi care, în virtutea unei politici editoriale prudente în care nu au dorit să arate războiul și au arătat concerte și muzică și seriale, s-au văzut cu bugetele de publicitate crescând. Deși erau chiar posturi afiliate unor companii mamă, unor posturi din Federația Rusă. Deci o situație destul de ciudată, după cum ziceam. Deci, în primul rând, criza, războiul a dus la o reducere de venituri. Deja alte probleme pe care le atestă nu doar audiovizualul, dar și noi ca instituție de reglementare, este și criza oamenilor, a persoanelor, acum cu inflația, deci peste toate crizele astea de cea pandemică cred că nici nu mai e cazul să vorbim, dar haideți să ne amintim că inițial a fost și criza pandemică, peste care a venit criza gazului și apoi războiul și apoi inflația, deci aceste toate creștere de prețuri în lanț, care a scăzut, bineînțeles, și puterea de cumpărare a oricărui om, dar și pentru noi ca instituție în audiovizualul înseamnă o putere de atracție mult mai redusă de noi oameni, de noi angajați. Și aici, din păcate, problema oamenilor, noi, așa cum am resimțit-o eu la început de mandat, așa o resimt acum, în continuare, la monitorizare, suntem în căutare de persoane. Deci, prin urmare, cine are o diplomă de licență și vrea
vrea să vină să pună umărul, vedeți, vă rog, pe pagina noastră, avem în continuare funcții vacante, suntem în căutare de oameni și asta înțeleg că este și problema furnizorilor. Mulți sunt în căutare de reporteri, de editori, de, dumneavoastră știți mai bine, că bănuiesc că și dumneavoastră sunteți în căutare de colegi. Penuria cadrelor umane, resurselor umane. Deja, dacă e să vorbim de ce se întâmplă din punctul de vedere a dezinformării și multe lucruri pe care le-am observat, bun, o anumită parte de dezinformare din exterior a fost stopată prin dispoziția CSE din 2 martie, dispoziția numărul 5 din 2 martie, prin care au fost interzise retransmisia de talk show-uri, emisiuni, știri, dezbateri, programe analitice din țări care nu au ratificat convenția. O normă cu același spirit a fost apoi inserată și în codul serviciilor media audiovizuale, deci practic în același spirit al dispoziției CSE, dar asta nu înseamnă că propaganda și dezinformarea de sorginte internă sau cea produsă în Republica Moldova nu a că ar fi dispărut sau că nu a înflorit. Din contra, vedem în ultima perioadă, cumva legat și de situația politică, vedem o intensificare a dezinformării generate și produse de posturile care dețin licență în Republica Moldova, deci ele se consideră posturi locale din punctul de vedere al reglementării noastre, deci sunt posturi care au licență de la Consiliul Audiovizualului, prin urmare posturi din Republica Moldova, dar sunt afiliate, sunt surori, sunt filiale, cum doriți, ale unor posturi din Rusia. Și acolo vedem o intensificare și cea mai urmărită cu de câteva luni de zile, probabil pentru că știu că sunt pasibili de sancțiune pe codul serviciilor media audiovizuale, e o diferență între ce se dă pe TV și ce dau aceleași posturi online. De exemplu, pe TV, dacă e o știre conflictuală, cel puțin se va menționa că, uite, am sunat pentru o reacție la instituția X sau Y, iar pe online, pe canalul sau contul aceluiași furnizor în YouTube, de exemplu, e o cu totul altă imagine, deși este sigla emisiunii, pare a fi ediție de știri, dar acolo e o cu totul altă poveste. Deci acolo unde nu există reglementare, se întâmplă lucruri mult mai... Puțin e un câmp fertil. E un câmp fertil pentru o astfel de situație. Domnule Gomboș, dacă revenim poate la audiovizualul din Republica Moldova, cu ce note poate se vede el în această perioadă peste prut în România? Păi nu se vede foarte mult audiovizualul din Republica Moldova în România, decât de văzut se vede mai degrabă prin intermediul online-ului, când sunt produse știri sau mai degrabă interviuri, declarații mai spectaculoase aici, atunci acestea ajung și la presa din România. Din păcate, Republica Moldova în general este destul de puțin urmărită în România. Eu știu doar câteva publicații și posturi naționale care urmăresc în mod constant actualitatea de aici. Radioul și televiziunea publică ar fi printre ele. Sunt și câteva publicații online, însă în rest este vorba de un interes sporadic arătat de colegii noștri jurnaliști pentru ceea ce se întâmplă. Mai degrabă când, nu știu, vine Maia Sandu la București, dar chiar și atunci acoperirea, din punctul meu de vedere, lasă de dorit. Ci sunt multe aspecte pe care cei de la București nu le știu și nu le înțeleg tocmai din această cauză. Sunt multe personaje care nu le sunt cunoscute, dincolo de ăștia, nu știu, Plahoniuc sau politicienii momentului, astfel încât s-ar putea face mai multe din punctul ăsta de vedere. Despre poate ce e ce se poate face mai mult, doamna Vițu, având în vedere și statutul Republicii Moldova deja de țară candidat, suntem și la o etapă cu anumite ajustări legislative în domeniul audiovizualului. S-au operat în această, de fapt, care sunt acele care s-au operat în această direcție și care este conținutul, cu ce perspective vin acestea? Bun, în primul rând, trebuie să menționăm că acest cod al serviciilor media audiovizuale care a fost elaborat, adoptat, să spunem, în 2018 și a intrat în vigoare în ianuarie 2019. Autorii acelui cod din partea societății civile și cei din partea Consiliului Europei deja aveau
draftul, proiectul directivei Uniunii Europene din 2018, directiva care venea să completeze directiva din 2010 pe serviciile media audiovizuale, ceea ce a făcut ca acest cod într-o mare măsură să respecte directiva, să se plieze pe directiva Uniunii Europene. Deci, din această privință, noi nu avem tare multe de amendat sau de ajustat la legislația europeană, pentru că acest cod al nostru deja redă în fidelitate și în mare măsură redă directiva Uniunii Europene. Mai sunt câteva, să spunem, aspecte care țin de platformele de partajare video, dar pentru noi, practic, încă nu avem o instituție care să ne fie notificat și să fi cerut un astfel de aviz. Deci noi cumva tratăm asta ca pe o chestiune pe care trebuie să o ajustăm, dar deocamdată nu prezintă o problemă pentru audiovizualul nostru. Dar modificările pe care le-a avut de suferit, să spunem așa, sau prin care a trecut codul în acest an, o parte au ținut, cele din primăvară-vară au ținut de introducerea acestei unei noi noțiuni de dezinformare, pentru care noi în continuare lucrăm la metodologie, pentru că e o definiție complexă și pe partea de intenție și de dacă este informație falsă sau nu, mai putem demonstra, dar iată pe partea de prejudiciu care este adus Securității Naționale unei persoane, aici încă avem de lucrat și cu expertiza internațională ca să putem fi siguri că atunci când vom decide dacă este sau nu este dezinformare, să putem demonstra acest prejudiciu. Dar o altă rundă de modificări, bănuiesc că la acestea vă referiți, care au intrat, urmează să intre în vigoare, deci ele au fost adoptate, săptămâna trecută a fost în a doua lectură, acum așteptăm momentul de promulgare și publicare în Monitorul Oficial. Acestea au venit să răspundă tocmai la condițiile Uniunii Europene. Deci, pentru că ați menționat statutul de țară candidat, el a venit la pachet cu 9 condiții din partea Comisiei Europene. Condiția numărul 4 se numește dezoligarhizarea. Mass media se numără prin trei domeniile care urmează să fie dezoligarhizate, un termen destul de vast, pentru că nu există iarăși o directivă cu privire la dezoligarhizare. Dacă ar exista, ar fi mult mai simplu. Și atunci noi avem 5 acțiuni pentru realizarea, cel puțin Comisia vrea să vadă că statul întreprinde niște pași pentru ca să redreseze, să rezolve această problemă. Și iată, acolo avem o transparentizare mai mare a proprietății, pentru că noi avem prevederi în cod care obligă furnizorii să publice rapoartele anuale, să publice cine sunt beneficiarii finali, să spună care sunt sursele de finanțare, dar nu erau niciun fel de sancțiuni ce se întâmplă dacă furnizorii nu fac acest lucru, dacă furnizorii nu publică pe pagina lor. Ce se întâmplă dacă furnizorii întocmesc un raport, hai să spun așa, eu, de mântuială și de fapt nu ne oferă informația pe care ar trebui să ne ofere, mai mult o tăinuiesc. Iată, aceste modificări ne oferă nouă Consiliului Audiovizual un instrumentarium, să spunem așa. Deci noi acum vom putea respinge raportul dacă nu este întocmit conform instrucțiunilor. Vom indica ce anume lipsește în acest raport. Vom solicita acest raport să fie întocmit iarăși, conform deciziei noastre. Dacă și în al doilea rând ne va fi prezentat așa, doar formal, un raport, atunci vom putea sancționa. Vom, iarăși, dacă nu vor publica furnizorii pe pagina web, într-un loc vizibil, nu undeva în al șaptelea rând să ascunzi acest raport și cine sunt beneficiarii. Deci mergem pe ideea de o mai mare transparență. Asta este și practica din Uniunea Europeană. Consiliul Audiovizualului nu este nici o instituție de care să facă investigații, nici o instituție care se uită pe alte procese. Pentru alte procese ilegale există alte instituții, dar cel puțin noi putem să mergem pe un acces la informație pentru cetățean, la o cât mai mare, un volum cât mai mare de informații cu privire la cine este beneficiarul final, proprietarul și care sunt sursele de finanțare. Și aceste chestiuni se includ în amendamentele de care ați pomenit. Mai este și ceva legat de articolul 4 pe conținuturile locale și cele de limbă română. Acolo nu se schimbă nimic decât faptul că se specifică exact cum CEA va calcula cele 80% de limbă română. Sunt din cota minimă de 8 ore sau sunt din volumul programelor realizate. Și iată, norma, acum legea a venit să specifice că e vorba de volumul programelor locale realizate.
Domnule Gomboșe, revenim poate la discuții despre dezinformare, dar până atunci, în această perioadă de preaderare a României la Uniunea Europeană, cât de mult s-a dezvoltat inclusiv audiovizualul românesc? Ce provocări majore poate a avut și a întâlnit, ca să înțelegem și cum noi mergem spre această tranziție? Nu cred că am putea să facem o comparație, în sensul că nu știu cât de util ar fi o comparație, pentru că lucrurile în mass media, în lume, în general, s-au schimbat foarte mult de acea perioadă, din acea perioadă. România a aderat în 2007, era o cu totul altă lume, peste tot, nu vorbesc doar în spațiul nostru, ci și în Occident. În primul rând, nu căpătase această amploare fenomenul dezinformării și al manipulării. Nu aveam campanii instrumentate de fake news, cum am văzut în ultimii 10-15 ani. Erau atunci niște false news de care mai mult ne amuzam, cum a fost, nu știu, celebra găină cu pui vii din presa românească. Deci, lucrurile s-au schimbat foarte mult în această perioadă, ceea ce însă ar putea să contribuie să ajute climatul din Republica Moldova este faptul că în eforturile de aderare trebuie să se adapteze la legislația europeană și la Bruxelles. Au înțeles deja de câțiva ani și încearcă să ia măsuri, dar asta nu se poate întâmpla peste noapte, că acest fenomen trebuie combătut. Există diferite instrumente, inclusiv de exemplu acel EU versus Disinfo, care este un site specializat plătit de Comisia Europeană tocmai ca să facă astfel de campanii împotriva dezinformării. Există restricționarea unor canale de propagandă și așa mai departe. Deci din punctul ăsta de vedere aveți parte de un ajutor. Bineînțeles, trebuie să existe și voință politică și, cum spunea doamna Vițu mai devreme, trebuie să existe și resursă umană, pentru că dacă n-ai cu cine, degeaba ești bine intenționat. Și poate acum despre dezinformare. Ne-ați prezentat câteva instrumente de contracarare, dar ca viziune așa din exterior, a venit războiul din Ucraina să amplifice propaganda externă sau era poate deja un teren fertil pregătit de ani buni aici, în Republica Moldova? Republica Moldova chiar era pregătită de ani buni, pentru că avem, numai dacă ne gândim la narațiunile și miturile false despre România, jandarmul român care l-a bătut pe Bunelul, un mit pe care l-am auzit și personal de la cineva pe stradă, deși știu că nu s-a întâmplat acest lucru. Ok. Toate poveștile acelea cu moldovenismul și limba moldovenească, poporul moldovenesc, care știm că au fost inventate în niște laboratoare acum 100 de ani, dar se folosesc în continuare și prin și s-au folosit de-a lungul acestor 30 de ani. Toate narațiunile cu fascismul pe care le vedem, surpriză, reluate câțiva ani mai târziu la o intensitate mult mai mare de către Moscova. Asta dacă ne întrebăm de unde vin astfel de narațiuni. Deci terenul era fertil aici. Războiul din Ucraina și, de fapt, chiar înainte, Rusia a început să lanseze încet, încet o propagandă, mergând pe această antiteză dintre pe mitul cetății asediate, în primul rând, și această antiteză dintre lumea bună, pravoslavnică, cu familia tradițională și așa mai departe, și Europa cea depravată, și Occidentul depravat. Au pregătit asta, după care s-a intensificat foarte mult campania de dezinformare, începând cu 2013-2014, când avem deja câteva campanii bine țintite. Nu doar cea legată de Ucraina, cea cu refugiații din Europa a fost instrumentată tot din zona asta. Alegerile din Statele Unite, Brexitul și așa mai departe. Și momentul decisiv care arată puterea la care au ajuns aceste campanii de dezinformare și toxicitatea lor este, din punctul meu de vedere, pandemia de COVID. Atât de puternic au funcționat aceste campanii lansate, în special dinspre Rusia și China, dar și din zona alt-right-ului american, de exemplu, în acei ani ai pandemiei, în cei doi ani, încât, practic, percepția mea este că s-a format o categorie uriașă, o masă de oameni în întreaga lume, nu doar în Republica Moldova sau în România sau mai știu eu unde, care sunt gata să preia acum orice tip de narațiune. Și noi am văzut la Veridica, unde lucrăm, noi am văzut că oamenii care răspândeau, de exemplu, narațiuni false despre pandemie, acum le răspândesc despre Ucraina.
și mă aștept ca următorul mare val, când s-o termina acest război, sperăm cât mai repede, să fie despre schimbările climatice, pentru că aici iar este o miză foarte mare. Și terenul ăsta fertil nu ar fi existat dacă mesagerii nu ar fi fost instituții care se bucură de o credibilitate sau popularitate, nici nu știu, de încredere, da? Biserică, politicieni care erau și cu reprezentare parlamentară, președinți de țară și mass media în și mass media, România, televiziuni care și au, televiziuni care au popularitate, mare, exact. Au promovat acest lucru și trebuie să spunem, deci deja se vede nivelul de toxicitate, nu numai din punct de vedere al, nu știu, presiunii psihice pe care o exercită asupra noastră, dar acum au început să moară oameni în pandemie și au murit mulți oameni din cauza acestor prostii, inclusiv cazuri, cred că am văzut cu toții filmări de conspiraționiști de ăștia care erau în spital cu 10% capacitate pulmonară și încă refuzau să ia tratamente pentru că se temeau că sau mai înregistrau un ultim video antivax. Exact. Discuției noastre s-a alăturat și domnul Marian Voicu, realizatorul emisiunii Breaking Fake News, difuzată pe TVR. Vă spunem bună seara! Bună seara! Domnule Voicu, ați ascultat și dumneavoastră discuția dinaintea acestei intervenții și întrebarea ar fi: în ce măsură poate contribui, poate, dezvoltarea spațiului informațional comun în Republica Moldova, România, în această luptă cu propaganda, dar și fake news-urile? Bună seara, mulțumesc pentru invitație, salutări invitațiilor din studio. Spațiul acesta informațional comun vine cu bune și cu rele. Pe de o parte, cele rele sunt faptul că teoriile conspirației și știrile false circulă mai ușor de o parte și de alta, dat fiind limba comună, istoria, etosul. Asta face ca practic să fim cu adevărat un spațiu informațional comun. În plus, dezinformarea care vine de la Moscova via Sputnik, via presa pro-rusă sau proxy, ajunge mult mai ușor aici în limba română. Partea bună este că expertiza de o parte și de alta poate fi împărtășită. De exemplu, dumneavoastră sunteți primii care ați avansat considerabil cu codul audiovizualului. Sunteți în acest moment destul de mult înaintea legii audiovizualului de aici din România. În plus, interzicerea semnelor propagandei ruse din războiul din Ucraina s-a făcut în Republica Moldova. După știința mea, mai s-a întâmplat lucrul ăsta doar în Germania. Așa că sunteți, din acest punct de vedere, mai înaintați. Legea audiovizualului din România a fost amendată anul trecut în noiembrie. Din păcate, nu există niciun articol care să incrimineze sau să sancționeze dezinformarea. Și nici măcar nu există un articol care să explice dacă dezinformarea reprezintă în vreun fel un pericol pentru societate în ansamblu. Sunt lucruri pe care legislația le poate face, pe care autoritățile le pot face și pe care jurnaliștii le pot face. Jurnaliștii nu se pot substitui autorităților în niciun schimb. Nu se pot substitui nici legislativului. Ceea ce putem face noi este doar să sancționăm derapajele, știrile false, fake sau false news. Aici este o discuție nesfârșită, astfel încât publicul să aibă la dispoziție toate aceste mijloace. Și cred că ce facem în România poate fi citit și în Republica Moldova și invers. De altfel, expertiza sau experiența pe care o avem cu Veridica împreună cu Cătălin și cu colegii din Republica Moldova arată că putem face acest lucru împreună. Poate pe lângă legi, poate pe lângă instituirea statului ca un arbitru pentru mass media, în viziunea noastră, cum cultivăm această reziliență informațională în sectorul presei? Cred că ține mai degrabă de o reziliență a democrației în general și a instituțiilor în primul rând, pentru că legea avem și de o parte și de alta. Marea problemă este în tinerele democrații că legile nu se aplică.
Pe de altă parte, valul de populism care s-a născut într-o epocă a prosperității și a păcii ne pune pe gânduri. Faptul că și într-o democrație consolidată, cum e cea a Statelor Unite, s-a întâmplat zilele trecute, de exemplu, săptămâna trecută, atacul asupra casei soților Pelosi, în care un tip a vrut să o răpească și să o omoare pe Nancy Pelosi, speakerul Camerei Reprezentanților din Statele Unite, fiind alimentat de o teorie a conspirației, arată cât de fragili suntem cu toții, indiferent de reziliența democrației la aceste lucruri. Faptul că în societățile postcomuniste suntem mult mai sensibili la informațiile, la știrile false, arată că aici, de fapt, ar trebui să lucrăm. Faptul că, de exemplu, și la începutul și după pandemie, sondajele arată că 65% din români cred că în spatele pandemiei a fost o culta mondială, ar trebui să ne pună pe gânduri. Faptul că am avut cea mai mică rată a vaccinării în Europa, cu siguranță, și foarte mică la nivel mondial, noi și bulgarii, de exemplu, ar trebui să ne pună pe gânduri. Neîncrederea în autorități, care sigur că vine din perioada comunistă, este un factor. Pe de altă parte, ce s-a întâmplat săptămâna trecută aici, apropo de știrea privind vizita lui Elon Musk la Castelul Bran de Halloween, pe care aproape toată presa din România a comentat-o, s-a discutat, s-a relatat despre ce a mâncat Elon Musk, ce a băut, cum s-a costumat, cum a petrecut de Halloween. Faptul că o astfel de știre a putut fi atât de mult amplificată și s-a născut o minciună îngrozitoare, arată cât de fragili suntem. Cred că această zi, Halloween-ul în România, ar putea intra în istoria presei românești ca o zi a păcălelii. Având acest exemplu, întrebare către invitații din studio, domnule Gompoș, doamna Vițu, cum ar trebui poate să-și facă tema pentru acasă acești trei actori, autorități, presă, dar și societate civilă, atunci când vorbim despre reziliența informațională? Haideți să vă zic că am fost recent în țările baltice, toate cele trei țări baltice le-am vizitat cu colegii mei în timp de o săptămână. Și ce am văzut în toate cele trei țări baltice, după ce a început războiul și autoritățile au restricționat accesul, difuzarea posturilor rusești, dar și au închis și site-uri web și cu sutele, a crescut foarte mult, cu, de exemplu, 15% popularitatea sau audiența posturilor publice, care deja înainte de război erau, cum ar veni, în top. Dar, iată, după război, de exemplu, în Estonia, unul dintre posturile publice care emit în limba rusă și-a văzut audiența crescând. Din contra, posturile rusești și-au pierdut din popularitate. Bun, nici nu prea aveai unde să le privești și atunci persoanele au căutat produse în altă parte. Și aici, ce este important, cel puțin eu ca o persoană care acum reprezint o instituție publică, este să menționăm că nu lupți cu propaganda creând o altă propagandă, nu lupți cu dezinformarea creând alte fake-uri sau da, cu, inventând fake peste fake. Nu. Trebuie să dai cât mai mult programe, cât mai corecte, cât mai diverse, să fie o ofertă, pluralismul să fie unul pe bune, diversitatea să existe, pentru că iată în țările baltice, când a fost restricționat accesul la un anumit tip de conținuturi, oamenii au putut să găsească o ofertă de conținuturi comparabilă în calitate, pentru că în spatele programelor rusești sunt bugete enorme, deci au putut să găsească și subiecte în care le-a prezentat interes și realizate într-o formă profesionistă. Și uite că posturile publice au demonstrat că și au un rol în societățile în care, iată, după cum vorbeați, dorim să ajungem la o reziliență nu doar a presei, dar și a ziariștilor. Deci pentru mine asta a fost o constatare, sincer, și ca persoană care am lucrat și eu la postul public de aici. Pentru mine a fost și surprinzător și mi-a inspirat un pic de încredere că, iată, poate posturile publice se pot reinventa, pentru că există și o criză a posturilor publice în multe, chiar până și
BBC-ul acum trece printr-o criză, se pune în discuție formula de susținere de license fee-ul ăla pe care îi plăti de ani de zile, dacă acel model de finanțare trebuie sau nu mai trebuie să existe. Deci, cred că posturile publice se pot reinventa și își au cu siguranță un rol, tocmai din perspectiva acestei reziliențe. Ea zice, din punct de vedere al jurnaliștilor în general, ar trebui să-și amintească de bazele meseriei și să revină la ele, pentru că nu este foarte complicat să verifice informația în primul rând din trei surse independente sau hai, barem două, să își amintească că există o deontologie profesională, chiar dacă nu mai există poate organizații profesionale sau nu impune nimeni acea deontologie. Asta este responsabilitatea pe care o ai tu față de tine însuți și față de cititorii tăi, să învețe competiția, pentru că presa era despre fuga după subiecte pe care alții nu le iau. Nu preluăm toți același subiect în cascadă fără să-l verificăm, cum a fost cazul menționat de Marian Voicu mai devreme cu Elon Musk, un caz care a acoperit de ridicol, el s-a ferit să spună asta, dar a acoperit de ridicol aproape toată presa românească. Ar trebui și să mai iasă un pic pe teren, pentru că iar am văzut în ultimii ani, încă dinainte de pandemie, o comoditate a jurnaliștilor, pentru care este mult mai ușor să intre puțin pe net, să se uite la ceva, și de-aia vedem în România, cel puțin avem acest fenomen, ziare online sau publicații online care sunt aproape identice, vezi aceleași articole apărute, și să meargă la un lucru pe care eu îl spun de fiecare dată când discut cu tineri care vor să meargă să-și aleagă această meserie, la bibliotecă, să citească, pentru că dacă nu ai o bază, o cultură generală, nu poți să-ți dezvolți flerul pentru informație, o informație care este falsă, la un moment dat o simți, îți dai seama că ceva nu este în regulă cu asta, pentru că este o expresie foarte frumoasă, nu mai știu unde, cred că în Wall Street Journal sau New York Times a folosit-o de curând, nu foarte de curând, dar cu un an sau doi, un vechi jurnalist de acolo, care ne descria pe noi jurnaliștii ca the gatekeepers, cei care păzesc porțile. Este un ciuvoi de informație și noi, responsabilitatea noastră este să o selectăm pe aia corectă, pe aia care este relevantă pentru public și să o transmitem fără a o influența. Putem să o explicăm, dar nu trebuie să îi spunem noi, lăsăm să gândească singuri. Și foarte mulți cred că au uitat acest lucru. Misiune, și să ne gândim că este foarte greu să-ți faci meseria în condiții corecte, pentru că ai acest asalt mediatic. Deci oricum și cei mai corecți dintre jurnaliști, vorbim de presa care încă își respectă standardele pe care o mai vedem prin Occident și chiar și pe la noi, că sunt cazuri, se luptă cu un complex uriaș. Dar dacă jurnaliștii pe lângă asta chiar și ei mai trădează, mai defectează, vom avea de-a face cu un dezastru până la urmă. Domnul Voicu menționase de aplicarea legislației și aici, bineînțeles, noi cel puțin vedem pe pielea noastră, cu cât mai mult insistăm pe aplicarea fie articolului 4 care ține de programele locale, cotele în limba română, fie pe articolul 13, asigurarea limbii corecte, informării corecte. Am monitorizat în anul acesta pentru prima dată radiodifuzorii pe programe locale și chiar pe corectitudinea limbii române. Deci cu cât mai mult aplici legislația, se creează și o practică, deci o așteptare. Deja furnizorii își dau seama, poate eu tare mult sper că asta nu duce la ceea ce ar numi ei autocenzurare, dar de fapt duce la o prudență editorială și că atunci când începi, vrei să dai imaginea aia violentă sau uiți să prelucrezi tehnic sau vrei să pui un reportaj fără o a doua sursă, după cum zicea Cătălin, să mergi, deci să faci o știre care nu respectă regulile de bază, cel puțin acum există, stai un pic că există un cea care ar putea să ne sancționeze. Deci faptul că există o instituție care își face datoria, cred că e și asta o formă de a preveni anumite sau de a asigura că, uite, redacția va depune o mai mare efort în a produce un
program, o emisiune, o știre care să răspundă rigorilor. Unei știri făcute bine. Și aș avea acum o mică adăugire. În lumea asta a internetului, unde ai toate resursele la dispoziție, nici măcar nu este chiar atât de complicat să verifici o informație. O baci pe Google și 90% din cazuri o găsești. Sau găsești contactele de care ai nevoie pentru a putea să o verifici. Dar dacă ne referim și poate aș insista să discutăm puțin și despre gestiunea, economia, finanțarea furnizorilor privați de servicii media, în ce măsură poate și piața de publicitate, inclusiv în această perioadă de crize suprapuse, poate asigura această independență editorială a furnizorilor de servicii. De exemplu, în perioada de pandemie, în anumite state a Uniunii Europene au acordat subvenții mass mediei pentru excluderea eventualelor riscuri de faliment. Cum vedeți dumneavoastră această formulă și această situație? Dacă vă întrebăm dacă ar fi necesare anumite propuneri în acest sens. Eu v-aș da exemplul României, unde guvernul a finanțat în ceea ce privește finanțările. Guvernul a finanțat în pandemie ca să ajute presa să supraviețuiască și ne-am trezit în situația în care companii media care primeau sume semnificative de bani sau poate unele dintre cele mai mari sume de bani erau și printre campionii dezinformării. Deci dacă dai bani așa la grămadă, fără nicio condiție, fără nicio reglementare, este păgubos. În ceea ce îi privește pe publicitari, au fost niște discuții iar în România despre asta. Eu nu mă aștept la morală din partea lor, pentru că banii nu au miros. Au fost pledoarii la un moment dat să nu se mai facă publicitate pe anumite canale toxice care dezinformau, dar întotdeauna ei spun, domne, ne interesează un public cât mai larg. Iar publicul e în căutarea senzaționalului și a dezinformărilor care apar legate de acest senzațional. Domnule Voicu? Cred că vorbim de situații specifice, diferite de la țară la țară. În România, de exemplu, există câteva stații de știri cu acoperire națională care fac audiențe mari. Sunt printre primele 5 stații și cel puțin 2 dintre ele trăiesc din dezinformare, pentru că ratingul le aduce publicitate și modelul de televiziune pe care îl practică le aduce bani. Sunt mai mult decât mercenari ziariștii respectivi și rechin de audiență, cum spun ei. Sunt cei care sapă la temelia încrederii publicului în presă. Unii dintre ei spun că este modelul Fox News, adică de presă, care nu respectă canoanele mainstream-ului și le arată telespectatorilor care este adevărul. Dar ce se întâmplă la noi este cu totul diferit. Și din păcate publicitatea, așa cum spunea și Cătălin, sau publicitarii, în loc să-i sancționeze pentru aceste derapaje, în numele audienței plătesc bugete considerabile de publicitate. În al doilea rând este o lipsă de transparență totală în privința acționariatului și a felului în care aceste televiziuni sunt subvenționate. Știți scandalul recent de aici, privind banii care vin de la partidele politice, din subvenții publice și care merg la instituțiile de presă. Urmează ca legea să fie modificată și să se instituie o cotă maximă de 30% care să fie alocată în afara campaniilor electorale. Eu cred că soluția care poate fi aplicată imediat este întărirea instituțiilor publice, care în România, dar cred că și în Republica Moldova, în cei 30 de ani de la despărțirea noastră de comunism, au fost săpate, au fost deraiate de la traseul lor firesc de către concurență. Televiziunile private au avut interesul ca instituțiile publice să scadă în audiență, să fie destructurate și asta s-a întâmplat. Cred că ăsta este primul gest care ar trebui făcut de autorități, consolidarea instituțiilor publice, mai ales în perioada următoare. Mulțumim, doamna Vițu. În Republica Moldova, cum sunt calculate cotele de audiență? Cum sunt organizați furnizorii de servicii și eventual cine și cum efectuează auditul acestor măsurători?
Deci, în Republica Moldova, potrivit codului pe servicii media audiovizuale, Consiliul Audiovizualului este cel care organizează selectarea companiei, care va măsura datele într-o perioadă de 5 ani de zile. Compania actuală a fost selectată și a văzut contractul semnat în 2019, prin urmare în anul următor, în 2023, expiră acest contract. Deci, dar CEAUL, chiar dacă organizează concursul, nu participă în selectarea acestui măsurător. Măsurătorul oricum a fost selectat de furnizori. Deci e un instrument pe care industria și-l alege pentru că ei vor să lucreze cu acest măsurător. Deja cum a fost organizat, cine a fost, e o altă poveste pentru că a fost organizat de o altă componență a CEAUL-ului. Dar ce auzim noi de pe piață e că există mari dubii privind credibilitatea acestor cifre, că multe cifre sunt desenate, că multe au în spate, fie au avut și au fie un interes politic, fie un interes economic. Și iată de ce noi încercăm să coroborăm aceste date și cu alte date care vin de la operatorii de cablu, de la distribuitori. Încercăm să coroborăm și cu alte date care vin din studii de audiență făcute de organizații iarăși specializate, de organizații de media. Deci ne uităm și pe credibilitatea instituțiilor care au realizat aceste sondaje. Și iată, cumva atunci când selectăm noi pe cine monitorizăm, încercăm să ne uităm la mai multe date decât acest măsurător. Înțelegem că e o problemă pe piață, deoarece agențiile de publicitate lucrează cu doar cu acest măsurător, nu interesează alte cifre, deși avem și furnizori care nu sunt în măsurător, dar își comandă propriul sondaj și vând, operează cu acele cifre din propriul sondaj pentru lucrul cu clienții de publicitate. Deci e o problemă încă pe această piață de audiovizual, dar iată, după cum ziceam, avem anul 2023 în care putem să o rezolvăm și cu siguranță o vom rezolva ca să aibă furnizorii să aibă posturile TV și în special mă refer și la posturile regionale care acum nu sunt măsurate și practic nu pot să-și vândă publicitate. Deci cumva lucrează cu ochii, lucrează în beznă sau cu ochii închiși și atunci sperăm foarte mult că în măsurătorul care va veni eventual cu concursul unor donatori ei să acopere, să subvenționeze o parte din costuri de aflare în măsurător, iar pentru presa regională poate chiar toate costurile. Deci asta ar fi acum viziunea pe care o am, dar urmează să o mai discut și cu colegii din societatea civilă și cu cei din partenerii internaționali, să spunem așa. În România, care este formula? Cum sunt calculate cotele de audiență? Nu știu. Acest poate știe Mariană, dar ăsta este un aspect pe care poate ar trebui să-l știu, dar e la fel. Există o companie care măsoară audiențele și noi ne-am dorit să vedem această companie să treacă prutul și să vină și pe piața din Republica Moldova. Nu știu în ce măsură pot să-i spun că denumirea, că să nu iasă că promovez pe cineva, dar e o companie care măsoară audiențele. Practic suntem în aceeași formulă. Odată ce suntem în această perioadă de multe schimbări, inclusiv și atunci când vorbim despre dimensiunea presei, o întrebare, practic, către toți invitații. Cum vedeți dumneavoastră viitorul mass media în Republica Moldova, dar și în România? Poate ce domenii urmează să supraviețuiască? Ce domenii urmează, poate, vor apărea sau nu vor supraviețui? În viziunea dumneavoastră, care ar fi și rolul presei online? Cum o reglementăm? Ulterior, cum o susținem inclusiv și la acest aspect? Reglementarea presei online e o discuție de o emisiune separată. Și e clar că și pentru Republica Moldova, unde zicea și domnul Voicu, oamenii nu au încredere în instituțiile statului și atunci când dai cuiva de la Serviciul de Informație și Securitate dreptul să dispună închiderea sau dacă închiderea vreunui site ar fi legată de Securitatea Națională, atunci întrebarea este cine măsoară, ce e securitate, care conținut aduce atingerea acestei securități. Deci e o discuție complexă și cred că putem discuta într-o altă emisiune. Eu mi-aș dori, bineînțeles, să văd presa regională încă rezistând, să văd televiziunile locale
Dar aici e cumva legat și de situația economică, pentru că dacă nu există o activitate economică în regiune, n-are și nu există nicio firmă, companie care să vină să-ți dea, să cumpere acel inventar de publicitate și, bineînțeles, eu mi-aș dori presa locală, pentru că oamenii cu cât mai multă informație primesc și la nivel local, consumă mai mult local și dacă consumă mai mult local, mai puțin poate se vor uita pe ceea ce vine din exterior. E cumva așa făcut, cum e asta, deprinderea de consumator e să consume ceea ce e local. Deci, prin urmare, eu mi-aș dori să văd o presă regională de calitate. Mi-aș dori să văd un spațiu care nu este atât de artificial, umflat și menținut, dar mult mai sănătos, cu un pluralism mult mai... nici nu știu cum să zic, pe bune, cu un genuin, cred, da, un adevărat, nici nu știu, așa, cu o diversitate mai mare de conținuturi, în special mă refer la cele locale, produse local, să fie aceste locale, să fie de calitate. Mulțumim, domnule Voicu, cum viziunea dumneavoastră, poate ce tendințe urmează să urmărim în perioada următoare în presa românească? Cred că așa numita presă alternativă va deveni din ce în ce mai puternică. E o sintagmă creată în Statele Unite ca să definească presa care se opune mainstream-ului și corporațiilor care mint populația. Cred că rețelele sociale vor deveni din ce în ce mai puternice și vor amplifica la nesfârșit știrile false. Și că rețele precum Twitter, care, iată, acum în mâinile lui Elon Musk devine un instrument, poate deveni un instrument letal pentru democrație, mai ales în timpul alegerilor. Facebook-ul este aceeași situație. Cred că instituțiile publice, dacă autoritățile nu intervin, vor fi din ce în ce mai firave pe piață, într-o astfel de competiție a tabloidizării, în care accesul la resurse îi va obliga pe mulți să urmeze acest ritm și cred că vom asista încet încet la o pierdere a încrederii consumatorilor în presa tradițională, dacă presa tradițională nu va deveni mai bună. Și poate nu se va reinventa. Se va întâmpla, nu îi putem trimite, cum spunea Cătălin, la bibliotecă sau pe teren pe toți, deși ăsta ar fi un început, mai ales că suntem cu toții, într-un fel, mai mult sau mai puțin jurnaliști veterani, dar cred că ar trebui ca presa să se reprofesionalizeze într-un fel sau altul. Mulțumim, mulțumim frumos, domnule Gomboș, în concluzie. Eu sunt un pic mai optimist. Cred că la un moment dat va fi cumva ca și cu produsele bio. Oamenii își vor da seama, după ce au avut acces la toate prostiile astea, că au nevoie și de presă de calitate și sunt semne încurajatoare. Marian vorbea despre presa alternativă. Există și un alt tip de presă alternativă. Sunt mici grupulețe de jurnaliști care au publicații mici, cu finanțări, cu crowdfunding din partea publicului, dar unele sunt destul de vizibile. Avem câteva astfel de cazuri apărute în ultimii 3-4-5 ani în România. Și în Republica Moldova avem iarăși grupuri mici de media care tot pe crowdfunding, dar fac și investigații, fac materiale care au... Și jurnaliștii vor trebui să înțeleagă și sunt destui care înțeleg că este în joc chiar meseria lor și viitorul meseriei lor. Dar, dincolo de asta, e nevoie de bani, pentru că multă lume este silită să facă compromisuri sau să-și aleagă un cu totul alt domeniu pentru a-și câștiga existența, pentru că nu sunt bani în presă sau banii sunt la moguri sau banii sunt la publicitari care se duc. Am avut discuția mai devreme. Din nou, sperăm să spargem acest cerc. Stimați invitați, vă mulțumim pentru prezența în această emisiune, pentru acest dialog Chișinău-București despre presă și faptul că ați fost alături de telespectatorii TVR Moldova. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Urmează Telejurnal. O seară frumoasă!